could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. Am făcut de la Kaufland în dimineața asta. Am luat niște tortilla, niște lipii dintre astea. Sunt foarte buni, de regulă luăm de la Lidl. Dar în dimineața asta am ajuns la Kaufland și am luat de acolo. Am luat niște avocado. Vrem să facem lipii din aceea de care mai făceam noi, cu avocado și cu șuncă. Am luat șunca asta de la Praga. Este o șuncă foarte bună. O variantă destul de ok pentru micul dejun, să zic așa. Am luat niște halva, mai multe de poftă. Este foarte bună, am mai avut noi o bucată luată și am mâncat-o destul de repejor și am văzut acum în magazin și am zis că hai să iau. Am luat niște baby spanac, tot pentru lipiile astea din dimineața aceasta. Niște telemia de vacă, asta este cea pe care noi o luăm cel mai des. Sau mai este cea cu verdeață, tot de la Hochland. Am luat o cutie de bomboane pentru ziua Danei. Și am luat pentru Mia granulele astea noi. I-am luat Whiskas până acum, doar că nu prea îi plac, le mănâncă și nu prea, că tot vorbeam de ea. Le mănâncă și nu prea și am zis că hai să mergem pe varianta asta de Purina One, să vedem dacă o să-i placă. Dacă o să-i placă, o să iau așa. Asta este varianta pentru junior. Vedem cum le mănâncă pe astea. Pare că pe astea le mănâncă mai cu poftă. Acum este și dimineață și nici nu am mâncat, dar o să vedem. Dacă o să-i placă, o să iau așa mai multe. Am tot arătat cum facem noi roapul acesta, să spun. Punem omleta în tigaie, după care imediat punem lipia, stăm să se facă și apoi punem șuncă, telemia, avocado și baby spanac. Este foarte gustos. Și cam asta este tot. Arată super bine, este foarte gustos și a durat puțin, 5 minute să facem toată treaba asta. E o variantă foarte faină de mic dejun și e foarte sățioasă. Voi puteți să puneți în ea orice vreți, puteți să puneți, nu știu, piept de pui sau mai multe legume. Noi o preferăm așa, e foarte bună. Și voiam să vă arăt că a mea este făcută în urmă cu 3 zile. Și uitați cât de bine se păstrează și cât de gustoasă este. O să o pun la cuptor cu microunde să se încălzească un picuț și o să mănânc și eu lipia mea. Lasagna, făcută de mama lui Florin. Miroase așa bine. Punem să mâncăm. Aici încă se doarme profund. Eu m-am trezit și au adormit cu mine vreo 2 ore jumătate. Dar văd că ea încă doarme. Mititica. O să o las să doarmă și mă duc să fac mâncare. Să vedem dacă o să vrea să stea, că de obicei când mă ridic eu cam vine după mine.
Așa de frumoase sunt apusurile, chiar dacă este puțin gălăgie, dar e atât de frumos apusul. Mereu când apune soarele, ies aici pe geamul de la bucătărie și mă uit să văd cum apune. Mia, și ce vreau să fac acum este să mănânc o bucățică dintre astea de halva. Weekendul ăsta o să mănânc cam tot ce vreau, după care de luni o să începem din nou cu calculatul. Dar tot ce vreau însemnând anumite lucruri, cum ar fi halvaua asta, nu în cantități foarte mari, tot țin caloriile sub control, dar weekendul ăsta o să fie puțin diferit. Așa că o să vreau să mănânc o bucățică dintre astea de halva. Și să știți că Mia este foarte, foarte pofticioasă. La ea n-are importanță dacă îi place sau nu ce mănânc, că trebuie să vadă, să miroase mai mult. Dar poți să-mi dai o bucățică dintre astea de halva. Deci atât de tare mi-aduce aminte de copilărie halvaua. Mâncam când eram mic foarte multă. Știu că mama este cu halvaua, știu că ea îi place. Ia uitați. La ea este doar pofticioasă. Să vadă ea ce mănâncă aici, dar este foarte bună, miroase așa de bine. Cam așa arată peștele, este file de pangasius și o să meargă la cuptor. Iar aici am pus la fiert niște cartofi albi și un cartof dulce ca să facem un piure. De foarte multe ori aleg să pun și puțin cartof dulce, pentru că îi schimbă gustul, dar de regulă nu pun foarte mult dacă nu vreau să fac piure doar din cartof dulce, pentru că e mult mai dulce decât cartoful alb. Cam așa arată piureul de cartofi. E foarte gustos, dar se simte foarte tare cartoful dulce. Și cam acesta este și peștele. Noi amândoi mâncăm cărnița destul de făcută și cu atât mai mult la mine când este pește trebuie să fie foarte bine făcut. Dar miroase super bine. Mi-am făcut rapid un sandwich ca să fie așa o gustare între filmări, să spun eu așa. Am filmat deja un clipuleț cu niște întrebări pentru voi. Vreau să mă apuc să filmez un clipuleț de tip empties, dar puțin mi s-a făcut foame pentru că ceasul este aproape 7 după amiază. Am făcut aici rapid un sandwich. Este aceeași șuncă de la Praga. Asta este șunca pe care noi o folosim cel mai des. Este foarte bună. Peste care mi-am pus puțin cașcaval din ăsta, care s-a și terminat, care este fără lactoză. Este extrem de bun cașcavalul ăsta. Puțin spanac și niște roșii. Și ăsta o să fie sandwich-ul meu gustare, să spunem așa. Este extrem, extrem de bun. Și vreau să zic așa de mult, mă bucur că nu mai trecut din durerea în măsea și că poți deschide gura și să mușcă din ceva. Și să știți că acest cadru este tras de pe telefonul celălalt, ca să vedeți ce diferență mai de claritate este. Vreau să-mi cumpăr un aparat foto, aparatul acela de vloguri, Canon G7X Mark II. Urmează, sper în luna decembrie să pot să-mi-l cumpăr, ca să avem o claritate și mai bună la vloguri și să nu le mai filmez cu telefonul. Dar până atunci rămânem la telefon. Dar ăsta nu e telefonul de pe care filmez eu în mod normal, ăsta este telefonul meu vechi, dinainte să-mi cumpăr telefonul de pe care vedeți voi vlogurile. Ăsta este un iPhone 8 Plus, iar telefonul de pe care filmez eu vlogurile și telefonul meu de zi cu zi este un iPhone 13 Pro. Așa că este o diferență foarte mare. Da, până să mănânc, sandwich-ul ăsta este foarte bun. Și apoi eu merg să filmez. Facem o cafea. Oprim că avem destulă, o să completez cu lapte. Și am mers pe varianta asta. Acum, pentru că oricum o să vreau să pun lapte și are fix gust de Nesquik cu lapte. Fix gustul ăla are. E o cafea foarte bună, dar am terminat capsulele astea. Adică mai am aici câteva. Și cred că încă una cu caramel și le-am terminat. O să văd pe care o să vreau să o recumpăr. Cred că cea cu caramel o să o recumpăr. Dar pe celelalte momentan nu, o să mergem pe cafea clasică. Arată și miroase super bine. Și o să vreau să pun lapte și puțin îndulcitor. Și o să pun lapte din asta cocos. La mine, de regulă, cam beau lapte cu cafea, nu cafea cu lapte.
Ăsta este laptele, l-ați tot văzut la mine și ca îndulcitor o să folosesc îndulcitorul ăsta de pe My Protein, care este cu aromă de caramel și o să pun așa câteva. Gata, asta este cafeaua mea. Pun să beau cafeaua asta, pun să editez ce am filmat pentru voi. Iar apoi aștept să vină Florin. Mi-a dat mesaj și mi-a spus că ar trebui într-o oră să fie acasă. Așa că numai bine o să ne uităm la partea a doua din filmul pe care l-am văzut astăzi. Și s-ar putea să mâncăm Mac. Să știți că și noi mai mâncăm Mac din când în când. Nu foarte des, dar uneori da. Și cred că ați observat că în clipulețul de astăzi am mâncat cam de toate. Și asta pentru că m-am simțit rău, am avut probleme cu măseaua mea. Și am avut dureri foarte mari de stomac din cauza asta, de la toate pastilele pe care le-am luat și de la calmante și de la antibiotic. Așa că o trebuit să mănânc puțin mai bine. Așa că weekendul ăsta am mâncat cam de toate. Nu am ținut deficit, dar am mâncat de toate însemnând ce am avut în casă, dar tot calculat și tot ținut sub control. Doar că nu mi-am mai gătit, chiar am mai avut două mese dintr-o zi de deficit caloric și le-am aruncat. Pentru că efectiv corpul meu nu mai putea să mai mănânce, deci nu simțeam că dacă mănânc, pentru că aveam salată la prânz și la cină, aveam salată și eu înainte să am problemele cu măseaua, mâncam salată, n-aveam nicio problemă. Dar de la faptul că am luat foarte multe pastile, salata mea era cu ceapă roșii, cu castraveți, cu roșii, cu măslini și simțeam că mă ustură rău stomacul. Așa că am renunțat și mi-am făcut aici și un mix din o pastilă efervescentă cu vitamina C și una cu magneziu. Pentru că iau pentru oboseală și vitamina C pentru imunitate. Pentru că înainte să am problema cu măseluța, după cum bine știți, am fost și foarte răcită. Nu știu ce fac eu de le-am pe toate, dar pun să-mi beau pasteluțele astea, după care cafeaua. Și apoi mă aud cu voi. Cred că un picuț mai târziu, când o să ajungă Florin, ca să vedem dacă totuși mâncăm McDonald's sau nu. Odată la ceva timp se mai întâmplă și la noi, dar nu ne facem un obicei din asta. Dar o să vă arăt. Vedeți, eu vă arăt și când se întâmplă și când mâncăm și noi McDonald's sau alte prostii, dar vă arăt și când mâncăm sănătos. Ia uitați ce avem noi aici! Bam, bam, bam! Vă arăt și ce luăm noi, de obicei, de la Mac. Sunt cartofii ăștia dipping, care sunt super buni. Mac puișor și brânzica asta. Au avut mai multe variante, au avut și mozzarella sticks, au avut și gouda. Astea sunt cu bacon în ele, parcă. Sunt foarte bune. Asta luăm noi de la McDonald's. Și mai avem aici încă o porție de cartofi și doi mic puișor pentru Florin. Eu am doar unul și brânzica asta o să o împărțim. I'm trying to stay focused, but somehow all I can think of is when you split. I gotta find the motive, play forward, watch every sequence bit by bit, 'cause this is my own investigation. Vrem să împărtășim cu voi poftele noastre. Ne-au fost foarte poftă de brânză cu smântână și mămăligă. Așa că am luat brânzică Cottage Light, avem iaurt grecesc, am făcut mămăligă și ou. Foarte gustos! Miami, miami, miami! Ce vreau să facem acum, să mâncăm, este acest strudel, cumva, mini pizza. Sunt 3 bucăți de 120 de grame și este cu șuncă, cașcaval și sos de tomate. Am găsit astea la Lidl și vrem să le facem, să vedem cum sunt. Acum ele nu ar fi foarte sănătoase, vă dați seama, dar
Vrem să facem astea să le mâncăm, doar că noi o să le punem la cuptor. Nu o să le punem la cuptorul microunde, le punem la cuptor. Și avem aici o ofticioasă. Le scot, le pun la cuptor și revin cu rezultatul final. Cam așa arată scoase ele din ambalaj. O să le punem la cuptor și revin cu ele când o să le scot. Să știți că miros foarte bine, așa înghețate cum sunt, dar miros chiar bine. Vedem cum o să fie când le scoatem. Și bineînțeles că o să păstrez ambalajul pentru produse empties, ca să pot să vă spun când voi filma părerea mea despre ele. Stau să se facă mini pizza asta și apoi cred că o să mă machiez puțin și vreau să ajung până la mall. Trebuie să mai iau încă ceva pentru Dana, pentru ziua ei. După care termin cu cadou și cred că o să vedeți voi tot în clipulețul de astăzi sau o să văd exact, poate vă arăt mâine când o să merg la ea. Vreau să vă zic că mă doare capul extrem de tare, dar mă doare capul pentru că eu beau foarte multă cafea și în ultima perioadă am încercat să mai răresc așa din cafeaua băută pentru că nu aș vrea să mai beau extrem de multă și de obicei când am doar o cafea pe zi băută simt o durere de cap foarte mare, dar o să vedem dacă reușesc să mă limitez la una. Mă filmam și mi-am dat seama că se vedeau scaunele astea aici sus pe masă. Am spălat aseară pe jos și am pus scaunele aici ca să pot să spăl și sub masă. Au fost și alelalte, cele de acolo. Au fost și cele de acolo puse tot aici sus și acum trebuie să le dau jos. Mereu când spăl pe jos aici la bucătărie, pun scaunele așa ca să se usuce bine și să pot să curăț bine și sub masă. M-am și vopsit și de data asta am avut o altă vopseluță. N-am mai luat vopseluța de la Vela. Am luat o vopseluță de la Pantene, care este un negru-negru. Vopseluța de la Vela avea și puțin albastru, dar o tentă foarte subtil așa. Dar acum am vrut negru-negru, așa că mi-am luat vopseluța asta de la Pantene. Și l-am lăsat să se usuce el așa, nu i-am făcut nimica și văd că arată chiar bine. Încă mai este puțin ud, dar o să-l las de tot să se usuce și apoi cred că îl buclez un pic. Dar arată foarte bine și să știți că miroase în bucătărie foarte tare, ia pizza. Cred că o să fie gustoase. Și voiam să vă arăt că am reușit să-mi fac și unghiuțele. Le aveam roșii și mai lunguțe și am reușit să le scurtez. Și am făcut și un modelaj așa pe ele ca să fie cumva toate diferite, să nu am o problemă, să nu arate modelajul la fel. Așa că aici este un modelaj așa abstract. Dar îmi plac foarte tare, mi-era dor de unghiuțe puțin mai lungi și am zis că încerc să le țin până de Crăciun așa mai lunguțe, după care în ianuarie o să le scurtez. Ia uitați! Să știți că am o problemă cu ea. Nu mi-e mănâncă deloc granulele pentru pisici și am tot cumpărat o mulțime de granule. Nu mănâncă, nu știu ce să-i fac. I-am cumpărat inițial varianta asta de Whiskas de la Junior, nu prea le mânca. Am cumpărat granulele astea de la Purina One, care sunt granule foarte bune, nu le mănâncă. În schimb, mănâncă pliculețile astea umede, conservele astea, le mănâncă foarte bine, dar nu pot să-i dau doar conservă sau plic umed. Trebuie să încerc să o învăț să mănânci granule, doar că nu mănâncă și este foarte pofticioasă la mâncarea de om. Dar nu vreau să o învăț doar cu mâncare de-a noastră, vreau să o învăț cu granule, doar că nu știu ce să-i fac că nu mănâncă. Ea acum mi-a una de poftă că nu știe ce am. Dar dacă îi pun, nu mănâncă și nu știu ce să-i fac. Dacă aveți pisici așa, să-mi lăsați în comentarii și să-mi spuneți ce aș putea să fac în privința asta sau ce aș putea să-i cumpăr, să o învăț să mănânce mai mult granule fără să-i dau doar pliculeț umed. Am înțeles că nu este foarte sănătos să mănânci foarte des doar plic umed și trebuie să mănânci granule. Este foarte jucăușă și acum mă mușcă. O să încerc să mă întind cu cafeaua asta cam toată ziua, ca să nu mai beau alta. Tare greu mi este să mă dezobișnuiesc din abia 4-5 cafele pe zi, dar trebuie, că nu avem încotro. Și ia uitați ce bine se păstrează floricelele mele. Le am de la mama lui Florin și le am, cred că, de vreo săptămână, ceva în genul ăsta. Și se mențin atât de bine,
sunt așa de frumoase. Superbe sunt. Și uitați voi cât de bine arată măseaua mea. Mai am de luat antibiotic în seara asta. Am luat și dimineață, mai am unul de seară și gata, termin cu antibioticul. După care o să îmi fac o programare la stomatolog ca să merg să vedem ce se poate face cu ea. Dar arată super bine și nu mă mai doare deloc. E așa de bine și reușesc să dorm noaptea. Acum sunt la prima zi de ciclu menstrual și am dureri de burtă, dar oricum ar fi, nu sunt la fel de mari cum a fost durerea din prima seară cu măseaua mea, dar arată foarte bine și curând o să mergem să o scoatem. Cam așa arată și scoase. Ce fain s-a topit brânza asta. Gust și vă spun cum sunt. Am ajuns acasă, dar o să vă filmez ce am luat în clipulețul următor, ca să le și împachetez și atunci o să vedeți în clipulețul următor și ce am luat și ce am făcut la ziua Danei. Ia uitați cine e aici, curioasă. A dormit. Când am plecat, am lăsat-o dormind și a trecut de atunci vreo oră jumătate, cred că vreo două ore au trecut. Și acum când am venit eu, s-a trezit. Dar dacă nu veneam, cred că mai dormea. Măi, te bagi aici să mergi înapoi cadou pentru Dana? Cam o oră mai târziu am terminat din pachetat, am pe jos numai cutii, am ring light-ul care nu mai are cercul ăla din cauza miei, pentru că a dat peste el și s-o dus și n-am mai reușit să mai prind protecția aia albă, așa că am filmat cu el așa. Am și aici, am și acolo lucrușoarii. Și avem și o Mia care doarme, s-a jucat un pic cu ambalajele de aici și a dormit acolo. Pun să strâng de aici, dezastru ăsta. După care merg să fac ceva, să mâncăm rapid. Florin trebuie să plece din nou să se ocupe de materialele pentru ansamblu. A fost la sală, așa că pun să pregătesc ceva să mâncăm rapid când ajunge el. După care o să fac încheierea, cred că, de la clipulețul de astăzi aici. Ce se gătește rapid și foarte gustos? Tortelini la cuptor cu mozzarella, smântână de gătit, ou și parmezan și legume. Asta am făcut pentru că se face foarte repede și este foarte gustos. De bine arată, e foarte gustoasă toată treaba asta aici.